Bună, sunt Nicoleta Stog și azi o să supraviețuiesc cu 5 lei. Ați auzit foarte bine, 5 lei. Sunt extrem de curioasă ce o să pot să cumpăr cu acești bani și o să mă țin sătulă pe tot parcursul zilei și în general e normal să te alimentezi doar cu 5 lei în buzunar. Deci o să aflăm azi, așa că haideți să începem! Când am filmat videourile unde supraviețuiam cu 50 de lei pe săptămână sau 20 de lei, 30 de lei, păi măcar îmi făceam un meniu, măcar asta. Acum cu 5 lei în buzunar, idee nu am ce o să pot să cumpăr și ce o să mănânc dimineața, ce o să mănânc la amiază și seara, deci idee nu am, așa că când o să mă duc în market, o să mă uit doar la prețuri. Bineînțeles, mi-am notat câteva produse care sunt ieftine, da, și care pot să mă țin așa sătulă pe tot parcursul zilei, dar vedem cât costă ele și vedem dacă pot să-mi permit, pentru că nu uitați, am doar 5 lei. Și vreau să vă spun că eu trăiesc ca să mănânc, da? Îmi place foarte mult să mănânc și îmi place să mănânc bine, să mă țin sătulă. Dacă sunt flămândă, mă ia toți dracii de pe lume. Deci sunt un om extrem de oribil, cu o dispoziție oribilă. Așa că nici nu știu cum o să fie acest vlog, dar pregătiți-vă că o să vedeți o altfel de Nicoletă. O Nicoletă super ră. Ră. Haideți la market să vedem ce o să putem să cumpărăm. Deci uitați-vă ce am luat eu la final. Un iaurt, pâine, 2 ouă, fidea și 4 cartofi. Am făcut toate cumpărăturile necesare și am plătit 5,27, deci un pic am depășit, da? Cu 30 de bani aproximativ am depășit, dar nu-i nimic, până la urmă tot sunt 5 lei. Oh, din păcate sunt extrem de îngrozită de ce mă așteaptă toată ziua. Pentru că vă dați seama, ați văzut ce produs am luat și nu știu cum o să supraviețuiesc cu banii, cu produsele, cu aceste produse, deci îmi pare îngrozitor. Azi m-am sculat la ora 9 și acum e undeva 10:30 și nu am mâncat dimineața. Nu am mâncat dimineața, sunt mega flămândă, abia aștept să ajung acasă, să măcar să-mi... Măcar să-mi fac ceva de mâncare. Mă gândesc că la micul dejun o să-mi fac o omletă. Asta e planul meu. La amiază nu știu. La cine mai ales nu știu. Ok, o să mă mai gândesc un pic ce o să fac. Deci mi se pare îngrozită, mi se pare oribil. Și mi se pare că, că toată ziua o să fiu flămândă și rea. Flămândă și rea. Alexandru azi nu are noroc. Că o să mă suporte toată ziua. Micul dejun, am o omletă, o să mănânc și am 2 felii de pâine și în loc de ceai sau în loc de cafea o să beau o cană cu apă, nu-i nimic, e și asta sănătos. Cred că am început destul de bine ziua, așa că micul dejun o să fie destul de sățios, bun, deci nu e dramatic, am început de ziua cât de cât bine. Am mâncat eu absolut tot din farfurie, doar că sunt flămândă. Mi-a rămas doar o bucată de pâine și, din păcate, nu m-am săturat, așa că cred că peste vreo jumătate de oră deja o să gătesc prânzul, pentru că sunt mega... Nu sunt mega flămândă, tot și-am mai mâncat un pic, dar tot mă simt
pic flămândă, ce nu-i bine. Mie mi se pare că toată ziua o să mănânc doar pâine, pentru că am mai mult pâine, gen. La amiază, dimineața, la amiază și seara, pâine o să mănânc. Mă simt extenuată, flămândă, cumva lipsită de energie, parcă nu mai am forță nimic să fac și sunt obosită, de parcă, nu știu, am lucrat toată ziua. Acum mă duc să fac prânzul, da? La prânz, noi avem 4 cartofi și fidea. Deci, din cartofi o să fac o piure, iar mai departe gătesc fideaua. Deci nu e cea mai bună combinație piure și fidea, dar măcar asta. Adică mai bine decât să nu mănânc nimic. Poate după prânz o să mă simt mai plină de energie, cumva. Sper să nu am senzația asta de foame continuă. Sperăm. Așa e. Prânzul, m-am săturat. În sfârșit am mâncat și eu cât de cât bine și nu mă simțeam flămândă. Peste câteva ore am început nu să fiu flămândă, dar am început să vreau ceva dulce, o banană, un măr și luând în considerație că noi 2 zile în urmă am făcut cumpărături și frigiderul e plin, avem multe fructe și legume, abia mă abțineam să nu mănânc nimic prin casă. Deci să las tot așa cum este. Și am ajuns acum la cină. Deci este ora 6 și la cină este planificat să mănânc un iaurt. Are 175 de grame și cam atât. Deci pe altceva nu mi-au ajuns bani, deci nu mai puteam să cumpăr altceva decât un iaurt pentru cină și cam asta. Și vreau să vă spun că este groaznic să te culci cu stomacul gol. Și mai ales eu nu pot să adorm când sunt flămândă. Am o problemă. Așa că nu știu cum o să mă descurc, dar mâncăm iaurturi la cină. Iaurtul este bun, dar nu o să mă simt sătulă după el, după ce-l mănânc. Și vreau chiar acum să fac o concluzie. Și vreau să vă spun că cu acești bani, da, cu 5 lei, poți doar să supraviețuiești. Acum, serios, vorbim doar de supraviețuire. Nu vorbim de alimentație corectă, de alimentație diversă și tot așa. Vorbim doar de supraviețuire. Am încercat pe pielea mea această provocare și mi s-a părut nu rea, deci că rea atunci când nu mănânci deloc. Presupun că atunci este dramatic, dar când măcar mănânci câte ceva, deja e bine. Așa că măcar am mâncat câte ceva. Și nu putem să vorbim că este o alimentație corectă. Asta e clar. Vorbim doar de supraviețuire. În prima parte a zilei, după ce am mâncat micul dejun, m-am simțit mega flămândă. Parcă nu am mâncat nimic. Nu știu, nu mă simțeam bine deloc. Nu aveam suficientă energie. M-am sculat, vă spun că la 9, dar am mâncat micul dejun pe la vreo 11, 11 jumătate, cam așa. După ce am terminat să mănânc micul dejun, am spălat vesela și m-am apucat de prânz, pentru că mă simțeam flămândă. Bine că prânzul m-a liniștit, da? Mi-a liniștit foamea și tot așa. Nu pot să spun că a fost o combinație foarte bună între fidea și piure, dar măcar am mâncat câte ceva. Și spre seară, uite asta, da? Și nu sunt sătulă deloc. Acum este ora 6 și după această cină delicioasă, sățioasă, vă recunosc că după ce închid camera, mă duc și golesc frigiderul. Golesc toate rafturile din bucătărie pentru că sunt flămândă și, bineînțeles, o să mănânc. Deci, vă recunosc că nu m-am descurcat cu această provocare, cu acest challenge și mi se pare imposibil să supraviețuiești cu 5 lei. Deci, e parcă și posibil. Deci, mănânci doar ca să mănânci câte ceva, dar să nu mori. Dar nu poți să spui că primești calorii, primești multe vitamine și tot așa. Mănânci doar ca să supraviețuiești. Așa că vă rog să scrieți în comentarii
Ce voi ați cumpăra dacă ați avea 5 lei în buzunar? Sunt curioasă să citesc, sunt curioasă să văd care e varianta voastră, ce produse ați cumpăra și ce ați găti din ele. Așa că vă rog să scrieți în comentarii, iar eu vă spun o zi sau o seară frumoasă și pe curând!